Avem copii și cât ne bucurăm. Îi creștem cum putem și noi mai bine, de tensiuni, de lipsuri, îi cruțăm să duc o viață așa cum se cuvine. Ce avem mai bun pe masă pentru ei și când n-avem, ei masa nouă goală. Când alții vin din urmă mititei, iubirea le împărțim la toți egală. Le dăruim anii cei mai frumoși, zidim în ei a noastră tinerețe. Ne bucurăm să crească sănătoși și înspre Dumnezeu le dăm povețe cu nume dragi, adesea alintăm și ne înțelegem fără de cuvinte. Genunchii împreună ni plecăm și înspre Dumnezeu și ne rugăm Cerescului Părinte să pună în ei dumnezeesc al toi ce pentru veșnicie să rodească, să-i nască a doua oară, nu din noi, ci din sămânța lui dumnezească. Și dăm apoi la școală pe copii, să ajungă bine, să învețe carte, și tot la școli și apoi la meserii copiii noștri ne se duc departe. Și uită ochii mamei cei trudiți, și uită sărutarea aspră tatei, și acum țin minte de a fost pedepsiți pentru neascultare sau păcate. Și când cresc mari, copiii nasculți, trăiesc cum ne-am învățat vreodată. Nu se sfiesc să pună în răspuns greșeli ce le-au vânat viața toată. E adevărat. Răsplată nu dorim de la copii, dar tot dorim odată să vină clipa când să-i auzim cerându-ne iertare înlăcrimată și îngenunchind alături de noi. Să ne rugăm din nou ca altă dată, sculându-se din rugăciune noi cu viața pentru Domnul consacrată, dar clipa întârzie și zdrobiți, părinții pentru fii stau în picioare sau în genunchi, ei singuri, umiliți în locul lor, cer Domnului iertare. O, zidul cel dintre părinți și fii, dărâmă-l, Doamne, cât e cu putință, că nu-i decât o cale spre vecii, cu plâns amar și adâncă pocăință. Nu-i Dumnezeu să ceară să fim sfinți și alt Dumnezeu să îngăduie păcatul. Un domn mai demodat pentru părinți, iar pentru fii cu firea lor un altul. Și dacă se adâncește pe pământ prăpastea între aceste generații, să nu se întâmple aceasta în locul sfânt, aici unde se adună frații. Destule lovituri primim acum, din jur, de jos, și atâtea din afară. Fie ca în cortul Domnului Iisus să fie armonia cea mai rară, iar când se va, cum unul este cel ce ne-a născut pe Golgota în amară suferință, să fim și noi asemeni ca un lut ce-l modelează o singură voință, iar când se va împlini, cum așteptăm să vii din nou în slavă și mărire, ridică-ne împreună, te rugăm, părinți și fii în veșnica unire. Amin. Chiar din pântecele mamei te-am știut. Când ai tras prima suflare, te-am văzut. Din prima clipă vieții, în brațe te-am luat. Și ceva am să-ți spun neapărat. Ochii mei, un copil mereu vei fi, cu mare jertfă te-am născut și-aș vrea să știi. Chiar și în anii bătrâneții, înconjurat de-ai tăi copii, pentru mine un copil mereu vei fi.
Prima dată te-ai rugat, am fost prezent. Tu ce cu lacrimi ai promis, am strâns la piept. Iar când căzut strigai spre ceruri, strigând o Tată, ți-am greșit. Te-am ridicat și în brațe te-am primit. În ochii mei un copil mereu vei fi. Cu mare jertfă te-am născut și aș vrea să știi. Chiar și în anii bătrâneții înconjurat de-ai tăi copii, pentru mine un copil mereu vei fi. În ochii mei un copil mereu vei fi. Cu mare jertfă te-am născut și-aș vrea să știi. Chiar și în anii bătrâneții înconjurat de tăi copii, pentru mine un copil mereu vei fi. Chiar și în anii bătrâneții înconjurat de-ai tăi copii, pentru mine un copil mereu vei fi. Când eram mai mic, mama mea m-a învățat pe Iisus să-L rog așa, intră-n inima mea. Când eram copil mic, o ascultam și într-o seară încet am îngânat. O, 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 Iisuse, intră în inima mea. O, Iisuse, intră în inima mea. De-atunci a trecut chiar mult timp, dar eu îl simt pe Iisus în inima și inima-mi cântă. Deschisă spre ceruri e inima mea și de-atunci seara mă rog așa. O, 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 Iisuse, rămâi în viața mea. O, 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 Iisuse, rămâi în viața mea. Amin. Domnul să binecuvinteze pe Levi și întreaga familie. Amin. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne găsim în casa de rugăciune, unde putem să chemăm numele Domnului și putem să ne bucurăm în Domnul. Și pentru aceasta vrem să slăvim pe Domnul din toată inima noastră și din tot sufletul nostru. Vrem să-L glorificăm cu tot ce avem, cu tot ceea ce suntem, cu întreaga familie. Și Domnul Iisus să ne asculte dorințele cu care venim înaintea Lui. Dacă luăm psalmii de la început,
Ajungem la 150 și luăm din nou, astăzi este psalmul 16 și versetul 8 spune: Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când El e la dreapta mea, nu mă clatin. Aș dori ca bunul Dumnezeu să ne dăruiască puterea să avem necurmat pe Domnul înaintea noastră. El să fie la dreapta noastră și să nu ne clătinăm niciodată. Apoi, astăzi este ziua de 14 și în Proverbe, capitolul 14, versetul 27, spune așa: Frica de Domnul este un izvor de viață care ne ferește de cursele morții. Toți fugim de moarte, însă frica de Domnul este un izvor de viață și Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. Versetul 31 spune: Cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. De aceea vrem să ajutăm pe cei lipsiți, pe sora din Filipine și peste tot, și bunul Dumnezeu să ne dăruiască puterea să facem binele oriunde mergem. Apoi versetul 34 spune: Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Dorim cu ajutorul Domnului să trăim în neprihănirea pe care ne-o cere Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm pe picioare și să citesc un cuvânt din Genesa, capitolul 1, versetul 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Suntem la un serviciu în casa Domnului și în fața noastră avem un copil pentru binecuvântare. Prima instituție pe care Dumnezeu a făcut-o pe pământ a fost familia. Genesa, capitolul 1, am citit, Dumnezeu a făcut pe om, i-a făcut parte bărbătească, parte femeiască, i-a binecuvântat. Dumnezeu a binecuvântat această instituție a familiei și a rămâne binecuvântată până la capătul vieții noastre. A doua instituție pe care Dumnezeu a făcut-o este biserica. Și întotdeauna noi căutăm o biserică bună, o biserică bună și căutăm o biserică și căutăm și chiar facem shopping church, dar biserica este formată din familii și familiile bune formează o biserică bună. Familiile bune sunt cele care trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu. Avem păreri diferite, dar totuși noi trebuie să ne îndreptăm după cuvântul lui Dumnezeu. În Luca găsim scris, în Luca, în capitolul 11 și versetul 27, spune: Pe când vorbea Iisus, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis: Ferice de pântecele care te-a purtat și de sânii care i-a supt. Și Iisus le-a răspuns: Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Am vrea să fim și noi parte din această fericire, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o inimă aleasă ca celor din Berea, care după ce au ascultat cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel, s-au dus acasă și au cercetat să vadă dacă ce le-a spus Pavel este așa. Și Domnul Iisus să ne dea puterea să avem o viață și o dorință de a cerceta, de a studia cuvântul Domnului și puterea de a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Familia este calitatea oamenilor care o compun. Căsătoria, familia este singura rămășiță din vremurile de fericire din rai, este cea mai importantă biserică locală, ea este scut al curățeniei. Domnul Iisus să ne binecuvinteze pe noi cu toate aceste lucruri. Ne uităm astăzi în jurul nostru și autoritatea în familie este călcată în picioare, frumosul este înlocuit cu cel satanic
și și lucrurile stau un pic întoarse, cu sus în jos. Dar în această lume, așa cum suntem, noi trebuie să ținem cuvântul lui Dumnezeu drept și să stăm în picioare. Pentru ca să ținem cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să-L cunoaștem, să-L știm și să-L trăim. Suntem la timpul de binecuvântare și când folosim sau când auzim cuvântul nou, binecuvântare, ne gândim la bani, la prosperitate, ne gândim la ceva care e mai visător, mai împlinit, bucurie, fericire. Dar una din binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dăruit în familie sunt copiii. Nașterea de copii. Aceasta este una din binecuvântările pe care lui Dumnezeu ni le-a dăruit. Capacitatea de a reproduce este o binecuvântare dată de Dumnezeu. În Isaia, în capitolul 6 și versetul 9 spune: Dumnezeu face să nască. Dumnezeu a închis pântecele să nu nască într-o vreme în vechime și Dumnezeu deschide și Dumnezeu face femeia să nască și aceasta este o binecuvântare a Domnului să fie slava în vecii vecilor. În Geneza 1:27 am citit că Dumnezeu l-a făcut pe om parte bărbătească și parte femeiască și a binecuvântat. Și copiii noștri rămân sub această binecuvântare. De ce aducem copiii la binecuvântare în casa Domnului? De când s-a început această lucrare, acest fel de a fi, a binecuvânta copiii? Unii botează, alții fac alte ritualuri și aș vrea să mă întorc la Sfânta Scriptură. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Adam și pe Eva pentru că așa i-au făcut maturi. Dar dacă erau mici, îi binecuvânta când erau mici. Ne ducem în continuare și găsim că Noe, după ce s-a terminat potopul, a ieșit din corabie și a binecuvântat copiii. Venim mai departe și găsim pe Avram, care își binecuvintează copiii unul câte unul. Și dacă ne ducem mai departe în Noul Testament, găsim pe Domnul Iisus care a luat copiii în brațe, i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Dintre toate activitățile, din toată graba care era, din mulțimea care îl îmbulzea, și-a făcut un timp special ca să-i binecuvinteze, să ceară binecuvântarea peste el, el Fiul de Dumnezeu. Nu-i botezăm, dar credem că Dumnezeu va aduce timpul când ei vor cere să intre în apa botezului și să încheie un legământ cu Dumnezeu. Îi dedicăm, îmi place mult cuvântul în engleză, baby dedication, îi dedicăm Domnului Iisus. Dumnezeu ne-a dat și noi vrem să-i punem înaintea lui Dumnezeu. Vrem să-i punem în brațul lui Dumnezeu. Vrem ca Dumnezeu să-și pune pecetea lui peste el, semnul lui peste ei. Arată copilul diferit după binecuvântare? Arată tot la fel. Dar este în brațul lui Dumnezeu, este semnul lui Dumnezeu peste el. Mi-aduc aminte de niște tineri care, umblând haihui prin lumea aceasta, legat cu alți copii și s-au dus prin locuri mai rele și la urmă au ajuns la o vrăjitoare. Și când copilul acesta curios, care a fost dus la binecuvântare, curios să vadă ce îi spune și lui vrăjitoarea, când a ajuns în fața lui, a zis: tu ești afară, cu tine nu pot să stau de vorbă, tu ești binecuvântat. Este mâna lui Dumnezeu peste tine și nu pot să fac nimic. Nu pot să-ți spun nimic, nu ești dintre ai noștri, ești din altă parte. Cum e asta? O să vedem când vom ajunge în ceruri. Odată ce copiii au fost aduși la binecuvântare, sunt în planul lui Dumnezeu, sunt în ochii lui Dumnezeu. Chiar dacă se duc în lume să pierd, să prăpădesc, Dumnezeu
este acel care este în control, îi cunoaște și la timpul potrivit Dumnezeu se va îndura de ei. Bunul Dumnezeu dorește ca noi să pătrundem în cuvântul Lui, pentru că cuvântul Lui este cel care ne dă hrană și putere ca să mergem înainte. Copilașii noștri îi închinăm Domnului, vrem să fie binecuvântați de Dumnezeu prin cuvântul Lui. Dumnezeu a creat familia și a stabilit principiile familiei. Cum să fie familia? Cum trebuie să fie o familie după voia lui Dumnezeu? Și îndrumătorul cel mai bun este Sfânta Scriptură. Trăim în zilele acestea în care copiii noștri sunt influențați, cresc cu alți copii împreună, dar copiii noștri trebuie să vadă noi ca părinți, să-L vadă pe Dumnezeu. O fetiță de 12 ani a venit la mine și mi-a spus, eu sunt lesbiană, și am zis, dar de unde știi? Păi știu, dar cine ți-a spus, ce te determină să-mi spui asta? Zice, la noi la școală așa e felul, trebuie să fie așa, dacă nu ești așa, ești exclus din activități, ești pus deoparte, ești eliminat, peer pressure este foarte mare peste noi și trebuie să fii ca ei. Eu știam că este o fetiță care trăia în curăție de inimă, dar din cauza împrejurărilor copiii noștri sunt influențați. Pentru aceasta noi trebuie în toate activitățile în care le avem să proclamăm adevărul Sfintei Scripturi în casele noastre, ca preoți în casă, ca părinți în casa noastră, să spunem nu la ceea ce este astăzi în style și ceea ce astăzi este la modă și să rămânem da după cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, bunul Dumnezeu să ne dăruiască puterea să creștem vertical, pe vertical, în legătura noastră cu Dumnezeu, într-o relație bună cu Dumnezeu și copiii noștri să vadă felul acesta de a trăi. Planul lui Dumnezeu cu privire la noi este familiile să aibă copii. De aceea, noi nu trebuie să ne opunem planului lui Dumnezeu de a avea copii. Noi nu trebuie să-L restricționăm pe Dumnezeu și noi nu trebuie să-I dăm direcțiuni la Dumnezeu, ci noi, ca familie, trebuie să ne îndreptăm privirile după planul lui Dumnezeu. Noi nu putem pune condiții lui Dumnezeu și nu putem cere voința noastră, mofturile noastre să fie împlinite de Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să acceptăm planul lui Dumnezeu în totalitate în privința nașterii copiilor. Am auzit unele gânduri care au spus, noi ne-am căsătorit, dar noi vom avea copii numai peste un an când termină școala. Vreau să vă spun deschis și pentru cei ce mă aud și pentru dumneavoastră, wrong! Nu ești gata de căsătorit dacă te gândești la așa ceva. Te-ai căsătorit, ai acceptat planul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu vrem să rămână în noi, cu noi și în copiii pe care bunul Dumnezeu ne-a dăruit. În acest plan al familiei pe care Dumnezeu l-a făcut pentru familie, pe lângă datoria noastră ca părinți de a îngriji, de a crește, de a aduce hrană în familie, avem două lucruri foarte importante, parcă prioritatea cea mai mult, mai mare decât mâncarea, decât îmbrăcămintea, mai mult decât acestea este educarea și învățarea copiilor pe care Dumnezeu ne-a dăruit. Dacă nu-i învățăm, noi îi va învăța lumea. Și noi trebuie să-i învățăm pe copiii noștri, ca rol de tată, ca tată, trebuie să avem un principiu al Sfintei Scripturi. Ca părinți suntem chemați să ne dăm toate silințele. Tu, soțul, ești cel mai apropiat de soția ta. Ea să fie o mamă bună
și tu, soțule, trebuie să fii un model în casă. Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. M-am dus cu gândul la Moise. Cine l-a învățat pe Moise? Când l-a învățat pe Moise? Pe Moise l-a învățat când a fost mic. El când a ajuns mare, chiar dacă sunt fiul fiicei lui Faraon și am atâta măreție, în inima mea am ceva mai mult. În inima mea am ceva mai scump, care îl păstrez aici, n-am cui să-l spun, dar am pe Dumnezeul lui Israel în inima mea. Moise a fost mic când a plecat de acasă, când mămica l-a pus pe râul Nil. Dar în timpul acesta mama lui s-a rugat mult pentru el. M-am gândit la Samuel. De mic copil l-a înțărcat, exact, nu știm câți ani a avut, dar în orice caz a fost un copil. Și când a ajuns în templu, el a știut legea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a binecuvântat și a fost cu el. M-am gândit la fetița care a fost luată roabă de către armata siriană, o fetiță mică. Și ea o știut să spună stăpânului ei, Naman, o, dacă stăpânul meu ar fi în Israel, Dumnezeu l-ar vindeca de lepra lui. Fetița aceasta a fost învățată de mică ce trebuie să facă. A fost învățată de mică și a dus cu ea Dumnezeul pe care l-a văzut la părinții lui, părinții ei. Copiii noștri vor pleca de la noi, dar vor lua cu ei Dumnezeul pe care l-a văzut la noi, atitudinea noastră, încrederea noastră în Dumnezeu. Umblarea noastră va fi cu ei acolo unde vor fi departe. Noi suntem datori să ne rugăm, să ne rugăm, să ne rugăm. Bunul Dumnezeu este Cel care are mâna Lui îndreptată asupra lor și El este Cel care poate să le transforme și poate să oprească influențele rele, influențele demonice care vin din jur peste copiii noștri, pentru că trăiesc într-un mediu infect, într-un mediu murdar, dar numai bunul Dumnezeu poate să le dăruiască puterea ca să-și păstreze o viață curată înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. Educă-l tu pe copil, nu lăsa pe alții să le ducă. Nu pune pe alții, tu ca mamă, tu ca tată, pune-l, educă-l tu, educă-l după cum ceea ce spune Sfânta Scriptură. Educația începe înainte de naștere. Găsim pe Ioan Botezătorul care, cuvântul Domnului spune în Luca, capitolul 1 și versetul 15, se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. Nu-i rău, nu-i greșit, ci indicat să ne rugăm pentru copiii noștri de la concepție, pentru că Dumnezeu este Cel care cunoaște gândurile noastre. Dumnezeu îi spune lui Ieremia, înainte de a fi zămislit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, te-am ales și te-am pus deoparte, proroc al neamurilor. Și în cartea mea au fost scrise toate zilele tale încă înainte de a fi una din ele. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște, am vrea și noi să cunoaștem planul lui Dumnezeu, să acceptăm planul lui Dumnezeu, să umblăm în planul lui Dumnezeu în toată viața noastră pe acest pământ. A educa înseamnă a cuceri voința copilului înainte de apariția crizelor. Un om al lui Dumnezeu care a vrut să explice aceasta, o spus așa, am luat o bucată de lut și sub apăsarea degetelor am scos o formă din el. L-am format într-un fel. M-am dus și când m-am întors, am încercat să modific această formă care am făcut-o, dar n-am mai putut. Așa sunt copiii noștri, îi creștem o singură dată în viață. Și în toate acestea dorim copiii noștri să moștenească împărăția lui Dumnezeu împreună cu noi. Copiii noștri să fie cu noi în casă
să fie cu noi în împărăția lui Dumnezeu și am vrea să spunem și noi, cum a zis Moise, nicio unghie să nu rămână în Egipt. Toți vrem să plecăm în Canaan. Aș vrea ca și familiile noastre, rugăciunile noastre cu care venim înaintea lui Dumnezeu, să ne apropiem de El și să ne rugăm pentru copiii noștri, să ne facem timp pentru ei, să ne apropiem de Dumnezeu, să aducem pe brațe de rugăciune, ca tată și ca mamă să fim un model pentru ei. Copiii noștri pe care Dumnezeu ne-a dat la nașterea lor sunt exact ca și o agendă albă, curată, pe care o iei de la librărie, de la store, goală, curată, și tu ca părinte trebuie să scrii pe ea legile și poruncile Domnului Iisus Hristos. Tu ca părinte trebuie să pe agenda aceasta să-i faci un program, să-i faci să te rogi și să-i pui în minte legile și poruncile Domnului Iisus Hristos. Un al doilea lucru care trebuie, care legat de aceasta de a educa, este a învăța. A educa înseamnă a modela voința copilului înainte de apariția crizelor. A învăța este a transmite cuiva sistematic cunoștințe și deprinderi dintr-un domeniu oarecare. Învățătura este crema și este și educația este blatul pe care se pune crema. Dacă mănânci prea mult blat nu poți, dacă mănânci prea multă cremă nu ți iese bine. Trebuie combinate, așa cum trebuie combinată disciplina cu dragostea în familie. Dacă vom fi numai cu disciplina, vom ajunge rău. Dacă vom fi numai cu dragoste, nu vom ajunge bine. De aceea bunul Dumnezeu să ne dăruiască puterea să le combinăm pe acestea două și să facem lucrarea aceasta ca pentru Domnul. Și Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. În Proverbe 22 cu versetul 6 spune: învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Noi trebuie să învățăm copiii noștri la plecare, la sosire, să vorbim despre Dumnezeu și copiii noștri să vadă în noi pe Hristos. Vedem oameni care au trăit în familii dezorganizate, familii care n-au fost bune, care au ajuns rău în viețile acestea. Pușcăriile sunt pline de asemenea oameni care au crescut în familii din astea împrăștiate. Aș dori ca bunul Dumnezeu să ne dăruiască nouă și tuturor de aici puterea să trăim o viață după Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Să ne îndreptăm pașii noștri, viața noastră după Cuvântul lui Dumnezeu. În cuvântul Dumnezeu, în Deuteronom, găsim așa, în capitolul 6 și versetul 3: ascultă, Israele, și caută să împlinești și să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeu părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, ascultă, Hozena, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Nu putem învăța pe alții ceea ce noi avem. Un proverb spune: nu înveți pe alții ce vrei, nu înveți ce știi, ci înveți ceea ce ești. Și pentru aceasta, cuvântul Domnului ne spune: poruncile acestea scrise în Sfânta Scriptură, în primul și în primul rând, eu trebuie să le am în inima mea. Dumneavoastră, fiecare, trebuie să le aveți în inimile dumneavoastră. Să le întipărești în mintea copiilor tăi, să le întipărești. Nu doar să le scrii și să se șteargă, să rămână întipărite într-o altă versiune, într-un alt loc scrie, să le întipărești cu un pridboi de fier, adică să fie sculptate în mintea, în inima și în viața copiilor. Și ceea ce e sculptat, literele care sunt sculptate, acelea nu se pot șterge. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini
și să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale, Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. Domnul Iisus să ne dăruiască putere să întipărim în mintea copiilor noștri, noi ca părinți, Bunul Dumnezeu să ne dăruiască puterea de a crește copiii în frică și teamă de numele Lui, de a fi un exemplu întâi pentru copiii noștri, pentru familiile noastre. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinereța, ci fie o pildă pentru credincioși în primul rând. Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. Fiecare om mare are în spatele lui o mamă mare. Și în altă parte găsim un alt învățat care spune: mâna care leagănă, aceea va stăpâni lumea. Pentru că prin legănarea copiilor, prin învățarea, prin educarea copiilor, copiii vor ajunge acolo unde Dumnezeu vrea să ajungă. Și noi ca părinți trebuie să facilităm, trebuie să deschidem drumul, trebuie să încurajăm oricând. Putem, eu cred că fiecare dintre noi am auzit istorii în care încurajările mamei au rămas peste copii când au fost mari, când au fost în necazuri, când au fost în strâmtorări, în necazuri deosebite, în catastrofe, și-au adus aminte de mama, de rugăciunile mamei, de încurajările pe care mama le-a spus când la căpătuiul lor, când era mic. Chiar mi-aduc aminte de cineva care era în avion și și-a pierdut toată direcția, toată speranța de a se mai putea avea legătură și de a se putea întoarce înapoi. Singura legătură care a rămas a fost încurajările mamei. Și bazat pe încurajările mamei, încerc și încerc, încă n-am căzut, mai merg, mai fac un pas, mai mișc, mai mișc ceva, mai mișc o manetă, fac ceva, chiar dacă mă prăbușesc, dar încerc până ajung la pământ, încerc, pentru că așa am înțeles din învățătura care părinții sau mama mi-a dat-o și până la urmă a ajuns și a aterizat cu bine. Încurajările pe care le găsim, le dăm, acestea îi vor ajuta pe copiii noștri. Versetele din Biblie pe care noi învățăm pe copii, chiar dacă uită versetele acestea, chiar dacă nu-și mai amintesc, există Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne-a promis că atunci Duhul Sfânt le va aduce aminte. Și Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate să aducă aminte copiilor noștri cuvintele, versetele, învățătura Sfintei Scripturi și poate să-i scape din orice nenorocire, din orice necaz prin care copiii noștri s-ar putea să ajungă în viețile lor. Domnul Iisus să ne dăruiască puterea să ne apropiem de El, să creștem copiii noștri în frică și teamă de numele Domnului Iisus Hristos. Am vizitat câteva familii care au copii cu disability și am văzut într-adevăr ce mare binecuvântare este să ai copii sănătoși. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a dăruit și ne-a binecuvântat cu copii sănătoși, a Lui să fie slava și cinstea în vecii vecilor. Să ne rugăm pentru familiile acestea care au acest necaz în familiile lor. Și Bunul Dumnezeu este Cel care va putea să ne dea izbândă în toate necazurile noastre. Apoi, aș vrea să vă mai spun încă un lucru, vrea să adaug: copiii noștri sunt cei mai buni dascăli pentru noi, părinții. E greu de înțeles acum, dar întotdeauna după ce ajung acasă, când ajungeam acasă, copiii îmi spuneam: ți-ai suflat nasul în microfon, ai făcut un gest, n-ai predicat cum trebuie. Și ei întotdeauna mi-au spus-o din dragoste, pentru că m-au iubit și-au vrut să aibă un tată mai bun. Că dacă îmi spune un străin, mă supăr pe el sau îl ignor. Dar dacă îmi spune copilul meu, n-am ce face decât să mă corectez și să mă întorc. Și atunci e bine când în familie este relația aceasta bună, crescută, în care
să ai puterea să te corectezi unul pe celălalt. Părinți pe copii, copii pe părinți, unul pe celălalt, pentru că în cuvântul Domnului Iisus Hristos spune bărbatul să-și înfățișeze înaintea lui Dumnezeu soția fără pată și fără zbârcitură. Soția să-și înfățișeze soțul înaintea lui Dumnezeu fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Și prin relația care se face și deschiderea care putem să avem în familie, putem să ne corectăm, putem să ne ajutăm unul pe altul și să ne ajutăm unul pe altul să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, fără pată și fără zbârcitură, pentru că am vrea ca părinți să nu lipsească niciunul de acolo. Dacă la masă îi lipsește un copil, oricât ar fi cina de bună, te gândești la el. Oare unde e în clipele acestea? Oare o mâncat? Oare nu-i frig? Oare ce se întâmplă? Cine-i cu el? Ce influență are? Te gândești. Cu atât mai mult, atunci când toată masa este împreună și când ai deschiderea aceasta și te poți apropia unul de celălalt, putem să ne corectăm, putem să ne îmbărbătăm și să ne apropiem de Dumnezeu. Indicat să folosim, așa cum am folosit cuvântul sau termenul family time, în care tată și mamă și copii stați împreună seara la rugăciune, la o cântare, la recitarea unor versete din Biblie. Cuvântul Domnului Iisus vine peste tine, peste copiii tăi și începe o relație, începe o legătură, nu numai tată, fiu, mamă și copii, o legătură dumnezeiască în care Dumnezeu este proslăvit, în care copiii se deschid, în care copiii au tot felul de întrebări la care nu te-ai gândit niciodată. Și chiar dacă sunt întrebări anormale, nu te supăra pe întrebare, că întrebarea nu-i vinovată. Ci după aceste întrebări, după aceste discuții, știi ce trebuie să corectezi la tine. Știi ce trebuie să faci în zilele care urmează. Știi ce ai de făcut în zilele care urmează. Și Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. Aș dori să închei cu un cuvânt așa de minunat din Psalmul 128. Cuvântul Domnului spune: așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul, să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Să-ți vezi copiii în casa Domnului ca niște lăstari de măslin, să-ți vezi nepoți în casa Domnului lăudând pe Dumnezeu ca niște lăstari de măslin și să-ți vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel, pacea să fie peste fiecare familie și peste biserica aceasta și în mod special pentru familia Doci, Domnul Iisus să vă binecuvinteze, să vă dăruiască putere, înțelepciune în educarea și creșterea copiilor voștri, în toate și în tot ceea ce faceți, numele Domnului Iisus să fie înălțat în vecii vecilor. Amin. The Lord bless you and keep you.
favor be upon you and a thousand generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and a thousand generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, he is for you, he is for you. God bless you guys. God bless you. God, he is with us as long as we remain and live on his will. Please allow a few words in English. As a church, we believe Hosanna Church to be a strong church. To be a strong church, we need a strong families who knows the value of the family, to know the value to educate the children, to know the value for the children to be in heaven with the parents. As a Christians, we believe the children are a blessing from God. In many places in the Bible, God gave us instructions how to raise a child. One verse was mentioned already in Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Parents, as Brother Gregory said, is your responsibility to train up, to teach your children. The children are going to school, yes? Every one of us, we went to school to learn, to prepare for life, to accumulate many, many informations.
Think about that. They learn how to add, how to multiply, and that stay with you all your life. What do you think a home should be? Train and teach your child. Do not let him grow, and he will choose whatever he wants. Parents are responsible for their children, for shaping and molding their character. A child left on his own will fail miserably. Let's read the Proverbs 29:15. Proverbs 29:15. The rod and rebuke give wisdom, but the child left to himself brings shame to his mother. Nobody wants this. Nobody wants their children to bring shame in a family. That's why we have to make a big effort to train, to teach our children. Children need parents to help them develop a good character. This involves more than punishing a child for the bad behavior. Training is consistently modeling behaviors that we want our children to adopt. We want him to become something, to do something. For that one, we have to be consistent, trying to modeling the behaviors that we want our child to adopt. Training is many, many things, but I want to just mention a few of them. Training is listening, talking, having fun with your children, practicing good behavior, reinforcing sometime a good behavior, and introducing a new experiences. As a Christians, as a family, we want to raise our children in God. We should not ignore a few things, which is the very, very value, big value for the Christian family. Conduct a family devotion with the whole family, including children. I will say this, and I said before, I met a child when I was Sunday school superintendent at Hallelujah Church. And I taught the kids, if your parents are not taking the Bible and reading and praying with you together, you provoke them to do that. I tried to teach them. And a child came to me and said, I never seen my father taking the Bible and reading something and put us together to pray. How do you expect your children to be raised in God's will, in God's manner, if you cannot do something like that with your family? So conduct family devotion. Talk about God. Memorize verses with your children. Use stories with heroes from Bible, which benefit them from serving God. We have all kinds of story from the Bible which benefit people if they serve God. Use example of the people who failed because they did not listen to God. Training a child never ends. We need to have courage. We need to have persistence. We need to be in front of a child, not behind him, running him after him after all bad behavior. Like Brother Gregory says, you have to be before the
bad is coming in his life, you have to be in front of him. There is a time between training, enforcing rules, behavior, and a time to see results. As a parent, sometimes we say, I did everything for this child. I still don't have any results. I need the results right away. Sometimes there is good results are coming later. Think about this. When we plant an apple, it's not have a fruits right away. It's time. We're waiting for God to give us rain. We put some good soil and we wait to have some fruits. Brother, sisters, parents, this time between training, enforcing behavior and results, we as a parents, we have to fulfill this time with prayers. God give us power, God give us wisdom, so we can understand the needs to train, to raise our children for the glory of God. We are ready to take the little one, Levi, in our arms. We are ready to invoke God's presence over him and pray over him. Please stand up. Fratele Ionică, aș dori să veniți în față. Fratele Ionică va citi textul din Numeri și noi vom răspunde cu amin și eu, cu ajutorul Domnului, mă voi ruga pentru copilaș. And I feel pushed in my spirit, and I don't know, should I go Romanian, should I go English? I think I'll do English, but again, I'll be very short. God blessed Adam. And from Adam until today, the parents are blessing their children. But at the beginning of the Old Testament, God wanted himself to bless the people and the children and gave special orders for a thing that looks like this. At the end of the Old Testament, Jesus was born, the Lord of Lords and the King of all Kings. And he was taken to the temple. And he was taking the arms of Simon, who blessed God, and of course blessed also the child, or prayed for the blessing of the child. What do we do today is one of the holiest and most important events in the life of the child. Because today, in Romanian, we call it binecuvântare, meaning we are going to bless or ask God to bless Levi, and he will listen to our prayer. But this is also the day, as we have held a day of dedication. The child is yours, but it's not yours. Forever remember. Eu te-am făcut, eu te-am bătut. This is Romanian, this is not the Bible. This is a holy time when we dedicate, meaning we give, we bring the child to God, and we like to ask God to take control of our child, not only to bless him, but to keep him and to protect him and have the authority of God above our parent as a parent authority and take care of the child. My mother used to remind us, Te-am dus la binecuvântare, ești al Domnului, te-am dat Domnului, ce ți-a face ție Domnului dacă tu nu ești pocăit, că El știe să te iubească și să te pedepsească. Whoa! I knew that if my parents punish me, hurts a little bit, but then I'm okay. But if God comes against me, where am I going to run?
So let's remind the children that they were put under the authority of God today. No other authority. I'm not talking about the family, but authority in the world. He is under God from now all his life. He has been given. He has been dedicated. And I'm closing with this. If dedication means to give the child and put the child under the authority of the Almighty God, he will bring a time of consecration. Others dedicate us, but we consecrate ourselves to God. Meaning, we do a holy thing, we give, we surrender, we give ourselves to God and say, Lord, from today on, you will be my Lord and God, my Savior. From now on, I'm going to serve you, love you, and be yours. Let's pray that a day like that will come in the life of Levi. When he is dedicated today, a prayer will be done conforming to the word of the Lord. And the preacher mentioned that Jesus took the babies in his arms and blessed them. We will do the same. And trust Levi in the hands of God. And ask to bring a time when he will consecrate himself. He will surrender to God. And he will serve God all his life to the glory of God the Father. Thank you. În Sfânta Scriptură, la Numeri, capitolul 6, Domnul a vorbit lui Moise, ideea este a lui Dumnezeu și de dedicare și de consacrare. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa, cum zice Dumnezeu, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Și la pronunțarea numelui de Levi vă rog să răspundem toți cu amin. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Levi. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Levi. Amin. Mai cu curaj, că nu cerem nimic rău, numai bun, binecuvântare. Domnul să-și înalțe fața peste tine, Levi. Amin. Și să-ți dea pacea, Levi. Amin. Așa să puneți numele meu, nu pe lângă, nu în jur. Așa să puneți numele meu peste copiii lui Israel. Peste copiii lui Doci, peste copiii lui de la A până la Z, să nu rămână niciunul. Noi îi punem pe ei sub autoritatea lui Dumnezeu. Așa să pună numele meu peste copiii lui Israel. Și eu, zice cel prea înalt, eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Haideți să închidem ochii și să invocăm pe Domnul în viața lui Levi. Doamne Iisuse, Tu care ai spus și am găsit scris în cuvântul Tău, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. În momentele acestea, Doamne, ne înfățișăm înaintea Ta cu micuțul Levi și vrem să-l predăm în brațele Tale pentru tot restul vieții lui, Doamne. Îți mulțumim că Tu i-ai dat toate mădularele. Îți mulțumim că l-ai făcut o ființă așa de minunată, Doamne. Îți mulțumim frumos, Doamne Iisuse, pentru că Tu ai binecuvântat pe familia Doci, pe Iohan, pe Betty, Doamne, cu un alt copilaș. Doamne, Te rog, fă ca acest copilaș să fie ca și ceilalți o adevărată binecuvântare de la Tine, Doamne. Îți mulțumim pentru familia aceasta. Îți mulțumim, Doamne, că Tu le porți de grijă și ești ajutor pentru ei în fiecare zi, Doamne. Îți mulțumim că i-ai redat sănătatea la Betty, Doamne, în urma nașterii. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești acel ce binecuvintezi familiile care se încred în Tine, Doamne. Doamne, venim în momentele acestea să Te rugăm frumos să binecuvintezi acest copilaș, Doamne, la intrarea lui în lume.
El astăzi nu știe prea multe, Doamne. El astăzi e aici, Doamne, și doar știe poate să plângă, să ceară mâncare. Dar te rog frumos, în numele Tău, Doamne, să fie peste el pentru toată restul vieții lui, Doamne. Păzește-l, te rog frumos, când va fi acasă, când va crește mare, când va pleca la școală, când va fi în lume, Doamne. Aleluia. Poate să-și câștige pâinea, să facă un calici, Doamne, oriunde ar fi. Noi acum, de la începutul vieții lui, Doamne, cerem numele Tău peste el, Doamne. Aleluia. Doamne, binecuvintează-l cu sănătate. Binecuvintează-l cu o creștere normală, Doamne. Binecuvintează-l, Doamne, și fă-l să fie o bucurie pentru părinți, pentru bunici, pentru biserică, Doamne. În cuvântul Tău am găsit scris despre o persoană cu numele Levi, care era la vamă și Tu ai venit și ai făcut o chemare specială și l-ai trimis în lucrare. Doamne, binecuvintează pe micuțul Levi în această zi, Doamne. Te rog, Doamne, când va crește mare, să te slujească pe Tine, Doamne, să ajungă slujitorul Tău și Tu să te folosești de viața lui, Doamne. Păzește-l, te rog, păzește-l de orice rău îi s-ar putea întâmpla, Doamne, păzește-l, te rog frumos, atunci când poate mama nu-l vede, când tata nu-l vede, Doamne, numai Tu-l poți păzi de orice lucruri rele s-ar putea întâmpla, Doamne. Te rog frumos să binecuvintezi pe Iohan cu sănătate, Doamne, cu putere de muncă să câștige, Doamne, cele necesare casei lor. Binecuvintează pe Betty, Doamne, în zilele când e la lucru, Doamne, în mijlocul oamenilor, te rugăm să o faci un exemplu, Doamne, pentru Tine. În zilele când e acasă, te rog să-i dai răbdare, să-i mărești puterea, Doamne, să-i dai înțelepciune cum să crească copiii aceștia pentru gloria numelui Tău, Doamne. Te lăudăm, Doamne, că Tu ești acel ce dai biruință și îți mulțumim pentru biruința care ai dat-o în familia aceasta. Doamne, binecuvintează bunicii care sunt în România și se bucură, Doamne Iisuse, te rog, binecuvintează-i, Doamne, și cercetează-i acolo unde se găsesc. Doamne, punem în mâna Ta, în brațele Tale, Doamne, pe micuțul Levi și credem că Tu l-ai binecuvântat. Și credem că nimic nu poate să-l smulgă din brațul Tău, Doamne. Aleluia. În numele Domnului Iisus Hristos, venim, Doamne, să punem acest copil în numele Tău, în brațul Tău și Tu să fii cu el, Doamne. Binecuvintează întreaga biserica, binecuvintează, Doamne, pe cei ce au cântat în după masa aceasta, pe cei ce au împodobit lucrarea Ta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru copiii familiei, doci Iohan și Betty. Binecuvintează și pe Filip, binecuvintează și pe Jonathan, Doamne. Te rog, dă-le putere să fie copii ascultători și să ajute pe mama lor, pe tatăl lor, Doamne. Te rog, Doamne, să fii cu întreaga biserică, ne încredințăm în mâna Ta. Rămâi cu noi, Dumnezeule Tată, prin Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Din partea bisericii avem și un certificat și un micuț cadou care de obicei îl dăm la familiile care vin copii la binecuvântare. Domnul să vă binecuvinteze și să vă crească mari și frumoși. Dragii mei, ne apropiem de sfârșit, timpul s-a dus, vă invităm după terminarea slujbei de aici să servim cu toții masă împreună, să avem părtășie. Aș dori, frate Tibi, haideți în față și aduceți o rugăciune de mulțumire înaintea Domnului pentru tot ceea ce Domnul ne-a dăruit astăzi. Tatăl nostru care ești în ceruri, aleluia, binecuvântăm numele Tău, aleluia, că n-ai binecuvântat. Aleluia. Doamne, copiii sunt o binecuvântare, aleluia, slăvit să fie numele Tău. Aleluia. Mulțumim că prin cuvântul Tău ne-ai învățat ce trebuie să facem. Aleluia. Mulțumim, Doamne, că avem Scriptura, o valoare extraordinară. Ajută-ne să o transmitem copiilor noștri, nepoților noștri, Doamne. Ajută-ne să trăim Scriptura, să fim o să avem o viață exemplară, aleluia, Doamne, în viețile noastre. Și Te rugăm, Doamne, ca și părinți, ca și bunici, ajută-ne să purtăm în rugăciune, în fiecare zi,
Doamne, pe copii și pe nepoți, Doamne, în această lume rea pe care și în care trăim, Doamne, ajută-ne să fim o mărturie vie. Binecuvintează Biserica Hosana. Doamne, îți mulțumesc că mi-am văzut și ne-am văzut frații, ne-am văzut din nou, Doamne, slăvit să fie numele Tău. Binecuvintează slujitorii Tăi, Doamne. Binecuvintează pe fratele Aurel, pe fratele Ionică, pe fratele Grigore și pe toți frații. Și, Doamne, prin toate și în toate, numele Tău cel mare să fie slăvit și onorat. Amin. Vă rog să ocupați locurile, n-am vrut să vă ținem prea mult în picioare, aș dori să vă felicităm. Domnul să vă binecuvinteze, frate Johan. Jonathan, you have to love your brother and take care of him, right? Philip, God bless you. Are you going to take care of your brother? God bless you, Betty, Domnul să vă binecuvinteze. N-am vrut să vă țin prea mult în picioare sau să ne ridicăm de multe ori. Am făcut rugăciunea de încheiere, dar mai avem un punct. Vă rog să ne dați voie să cântăm și noi o cântare spre slava Domnului, frații voia. Mulțumesc lui Dumnezeu de ai în lume azi o mamă și s-o asculți acum cu drag, că-ți te-a crescut cu griji, cu teamă. Că-și te-a crescut cu griji, cu teamă, că-și numai mama te-a crescut din fragedați copilărie și numai ea ți-a arătat cuvântul vieții din și numai ea ți-a arătat cuvântul vieții din pruncie. Ea pentru tine s-a rugat și zi și noapte cu plăcere, iar dimineața s-a sculat spre a servi cu mângâiere. Iar dimineața s-a sculat spre a servi cu mângâiere. I-a fost bolnav, ea te-a cu dragostea cea lină dorul, iar dacă toți te-au părăsit, doar ea ți-a fost mângăitorul. Iar dacă toți te-au părăsit, doar ea ți-a fost mângăitorul. S-o îngrijești acum cu drag, de este încă în viață, și s-o asculți acum cu drag, cu multe ajutorări în viață. S-o asculți acum cu drag, cu multe
ajutorări în viață. Iar mama de te-a părăsit și n-ai în lume mângâiere, atunci să-i pui pe-ar ei mormânt buchet de flori spre amintire. Atunci să-i pui pe-ar ei mormânt buchet de flori spre amintire. Slavă Domnului! Slavă Domnului!